Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat piața de asigurări săptămâna trecută. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale a înregistrat în luna iulie un total de 301 dosare de daune avizate, din care 271 au fost deschise pe fondul inundațiilor ce au avut loc pe întreg teritoriul țării. În total, PAID România a plătit în luna iulie 2016 despăgubiri în valoare de 128.113 lei. Comparativ cu luna iulie anului trecut, numărul polițelor în vigoare a crescut cu 16,32%, gradul de cuprindere în asigurare ajungând la 19,65% la nivel național. Primul semestru al anului în curs a adus pentru Safety Broker, liderul pieței locale de intermediere în asigurări, o creștere de 26%, în linie cu obiectivele stabilite pentru această perioadă. Conform CEO-ului Safety, Viorel Vasile, compania a beneficiat în această perioadă de o majorare de capital social de până la 1 milion de lei, iar în perioada următoare are în plan extinderea activității în afara țării, respectiv în Ungaria și în Bulgaria. Prima jumătate a anului 2016 a adus pentru NN România rezultate în creștere pe toate liniile de business. Astfel, primele brute subscrise au avut o creștere de 3,6% în perioada ianuarie-iunie 2016, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Pe segmentul pensiilor facultative, NN a administrat active în valoare de 677,5 milioane lei, cu 21,3% mai mari față de primele 6 luni ale anului 2015. Cosmin Angheluța a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în funcția de director general adjunct al GOTAER Asigurări-Reasigurări. Anterior, acesta a ocupat funcția de director executiv vânzări în cadrul aceleiași companii. Agenția de turism Genius Travel și-a anunțat clienții printr-un e-mail că va intra în insolvență și că îi sfătuiește să nu mai efectueze călătoriile din pachetele turistice achiziționate pentru că acestea nu au putut fi achitate. Agenția era asigurată la compania Geroma pentru o limită de 10.000 de dolari pentru perioada 22 aprilie 2016-21 aprilie 2017. Agenția plătise pentru poliță o primă de 400 de dolari. Peste o treime dintre românii care cumpără vacanțe în străinătate nu își fac asigurare storno, riscând astfel să nu își recupereze banii dacă nu mai pot merge în concediu din cauza unor probleme personale, potrivit unui studiu realizat de Paravion. De asemenea, 20% dintre români nu își fac asigurare de sănătate înainte de a pleca în vacanță și riscă să plătească taxe de spitalizare costisitoare în străinătate. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Joi la Exprim Time for Business discutăm despre noutățile din piață cu Eduard Simionescu, General Manager Greco GLT România. Până la următoarele informații din asigurări la Exprim TV, noi vă dorim o săptămână cât mai plăcută!